Sănătate, prietene, aș vrea puțin să vorbesc despre concepția creării unui microclimat care să ajute mai bine plantele să crească, să le ferească de curenții reci, de îngheți. Acest lucru se realizează înconjurând, în primul rând, grădina unde plantăm fie arbuși, fie legume și zarzavaturi. Cu un gar viu mai înalt ar fi minunat să aveți și un deal și puțină pădure într-o parte. Oricum ar trebui încadrat cu arbuși care cresc destul de înalți, iar în interiorul microclimatului creat va fi o temperatură mai ridicată, mai blândă, mai puține vânturi. Plantele se vor dezvolta mult mai bine decât în exteriorul microclimatului. Spre exemplu, ați putea pune margine, gardul viu comestibil, Amelanchiella marchi, care face niște fructișoare foarte dulci, îi mai zicem merișor de miere. Are 4-5 ani și sunt un pitic pe lângă el, are deja aproape la 3 metri. Puteți să-l pune și mai des, cu tăieri repetate se obține un gard foarte, foarte dens. Avem aici merișori pitici, avem o viță de vie, care n-a fost nici măcar stropită vreodată, este nero, face struguri negri, coace mai din timp. A fost amploios, merita să îi dăm cu zeamă bordeleză de vreo două ori, dar n-a văzut nimic decât un pic legat, au mai crescut lăstarii legat și a început să formeze strugurașii. Nu uitați, suntem la 700 de metri altitudine, în țara Zarandului, Hărțăgani, județul Hunedoara. Destul de sus ca altitudine. Începe să facă struguri. Pânul puteți lăsa pe jos, se va topi și va crea un puțin humus. Protejează pământul. Încep și merii pitici să facă primele mere. Probabil la anul deja s-au format, vor avea o recoltă bogată. Observați, în partea dreaptă a mea este gardul viu comestibil, merișorul de miere. În partea de jos, în spate, sunt pomi, o linie de pomi, iar aici este murăriș, mure sălbatice, care fac gardul impenetrabil. Aproape avem, bineînțeles, și un gard de sârmă să nu treacă animalele, dar ele țin aici, creează adăpost, creează liniște. În partea aceasta avem cătină care a crescut destul de înaltă, iar în spate se proiectează un pic deal, ceea ce blochează iarăși vânturile. Sus deal, aici pe o pantă, într-o parte garviu, într-o parte iarăși garviu, în așa fel încât aici aproape nu se simte vântul că bate, deși rog să fixez camera pe plopul acela tremurător, se vede că bate destul de bine vântul, dar aici nu se simte nimic. Uitați, frunza de vie nu simte niciun pic de adiere, da? Ceea ce înseamnă că e creat un microclimat, e mult mai multă liniște și adăpost. Să nu uităm că vântul accentuează mai ales frigurile. Primăvara, când este necesar să fie un pic mai cald, să pornească în vegetație, în brume târzii, este mai frig. Adăpostul acesta, microclimatul creat, ferește de vânturi reci și plantele se dezvoltă mult mai bine. Aici chiar murele sălbatice au devenit invazive, trebuie să le mai ciupim. Oricum dau și ele o recoltă bună de mure, nu avem noi timp să le adunăm pe toate. Cătina izolează iarăși în partea cealaltă a grădinii. Trecem prin acest tunel să nu vă agățați. A început să rodească destul de bine, o cătină frumoasă și mare. Concepția de microclimat este foarte folositoare, mai ales în zonele care este mai rece și pericolul vânturilor.
Aici am altoit prunii obișnuiți care răsar pe aici peste tot, prunii sălbăticiți. Cu Stanley, un prun american roditor, începe să facă prune babane mari și frumoase și celălalt este încărcat. Și în afară avem iarăși încă unul care se lasă de rod. Mare să se coacă, mai trebuie. Dar sunt o frumusețe, nu? Implantarea unui vârf, de aceea învățați altoirea. Om sălbatici îi recunoașteți, învățați să-i depistați, îi altoiți și îmbunătățiți grădina. Nu uitați microclimatul. Înăuntru puteți aveți și un ochi de apă, un lăcușor cu pietre, cu stânci, în care oglinda apei va reflecta, le va încălzi, iar ele vor ceda căldură în jurul lor, ceea ce va însemna ridicarea temperaturii când ești la munte. Fiecare grad în plus înseamnă ceva pentru o recoltă mai bună. Iar împrejmuiți pe cât posibil cu garduri vii sau cu linii de copaci mai la distanță, să nu umbrească grădina, dar un pic mai la distanță se pot face chiar linii de pom care cresc destul de repede și îi aveți la dispoziție. Sănătate și Doamne ajută!